Flaviu Salin Roșu, primarul de la Șag, îl susține pe Sorin Grindeanu pentru a rămâne în continuare deputat de Timiș și vrea ca Marcel Ciolacu să devină președintele României. Am mare încredere în faptul că prietenul și colegul meu, Sorin Grindeanu, va continua să aducă spre Timiș cele mai eficiente și realizabile proiecte de dezvoltare, iar Marcel Ciolacu, așa cum a promis de fiecare dată, să rămână prietenul timișenilor și să sprijine realizarea marilor proiecte care sunt așteptate de ani buni, spune Flavius Roșu. Edilul din Șag este candidat pe lista PSD Timiș la alegerile parlamentare. Flavius Roșu spune că asta nu schimbă dedicarea pentru comuna pe care o conduce. Sunt primarul Șagului și voi mai fi pentru cel puțin următorii 4 ani. Îmi doresc ca PSD Timiș să obțină cel mai bun scor în alegerile ce urmează. Chiar dacă sunt candidat pe lista PSD Timiș la alegerile parlamentare, vreau să vă asigur de faptul că, indiferent de rezultatul obținut la alegeri, voi rămâne primar în Șag și, alături de echipa cu care am plecat la drum, vom duce dezvoltarea comunei la următorul nivel. Sunt optimist în acest sens, mai ales pentru că știu că ne punem baza pe susținerea președintelui ales al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a mai precizat Flavius Roșu.